Salut și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. În videoclipul acesta am decis ca să arăt ceva, cred eu, distractiv. Voi simula oarecum funcționarea porților logice cu ajutorul LED-urilor și tranzistoarelor bipolare. Ce sunt porțile logice? Porțile logice sunt dispozitive electronice, numerice, cu ajutorul cărora sunt implementate funcțiile logice și matematice. Știu, pare plictisitor, dar o să vedeți că nu e chiar așa. O poartă logică este un amplificator special care acceptă și generează semnale de tensiune corespunzătoare stărilor logice 0 și 1. Ca să fac o analogie, un LED aprins, poate să fie și un bec, orice altceva, corespunde stării logice 1. Un LED stins corespunde stării logice 0. Ați văzut că pe întrebătoarele Rocket, așa se numesc, nici eu nu știam la început, există scris 0 și 1. De aici totul începe să aibă sens, nu? Haideți să trecem la simulările de care vă spuneam. Să simulăm prima dată poarta logică și AND gate. Din câte se vede pe acest e-book reader, simbolul e cel de față, iar mai jos avem tabelul de adevăr. Simplificat de mine, aici avem intrările și aici ieșirea. Și bineînțeles, în partea stângă, montajul pentru a simula oarecum doar prin aprinderea LED-urilor. Din câte se vede, ieșirea este 1 doar când avem intrările 1 și pe A și pe B. Să simulăm. Din câte LED-urile, cele două LED-uri verzi reprezintă A și B și LED-ul roșu reprezintă X. Când ambele LED-uri A și B sunt stinse, LED-ul roșu X este stins. Când unul dintre LED-uri, să spunem B, cel de jos, este aprins, LED-ul X rămâne în continuare stins. Când aprindem LED-ul de sus, A, LED-ul X rămâne stins în continuare. Dar când aprindem ambele, și A și B, se aprinde și LED-ul X. Aceasta este simularea porții și. Următoarea poartă pe care o vom simula este sau. OR gate. Simbolul este cel de sus, avem tabelul de adevăr, intrările A și B și ieșirea X. La fel, cele două LED-uri verzi reprezintă A și B, iar LED-ul roșu reprezintă X, ieșirea. Din tabel de adevăr, dacă A și B sunt stinse, ieșirea LED-ul roșu este 0, este stins. Când unul dintre LED-urile verzi, doar unul singur când este aprins, ieșirea trebuie să fie aprinsă, da? Prima dată LED-ul de jos, vedeți, s-a aprins X. Să-l aprindem și pe cel de sus, s-a aprins X. Prindem și LED-ul B, în continuare X rămâne aprins. Următoarea este nu, NOT gate, fiind una dintre porțile cele mai simple, deoarece avem o singură intrare, A, și o singură ieșire, NOT A, A negat. Practic, inversează poarta A. Dacă avem 0 la intrare, la ieșire vom avea 1. Dacă vom avea 1 la intrare, la ieșire vom avea 0. Haideți să simulăm. Intrarea avem 0, ieșirea 1. Intrarea de data aceasta 1, iar ieșirea 0. Aceasta este poarta nu, not gate. Următoare poartă este și nu. E o poartă și, însă cu negație. Mai jos avem tabelul de adevăr, intrările A și B și ieșirea X. La fel cum v-am obișnuit, schema este realizată pe acest breadboard, intrările A și B și ieșirea X. Să o alimentăm. Din câte se vede, A și B este 0, ieșirea X este 1. Când aprindem oricare dintre A și B, să spunem B, X rămâne aprins. Să aprindem doar A, X rămâne aprins. Când aprindem și A și B, X se stinge. Aceasta este poarta și nu. Următoarea poartă pe care o vom simula este sau nu, NOR gate. Simbolul este cel de față, bineînțeles format din simbolul sau și cu cerculețe din față pentru a arăta negația. Avem tabelul de adevăr mai jos, haideți să și simulăm. Avem ambele intrări, A și B, 0, ieșirea 1. Dacă una dintre cele două intrări A și B, spre exemplu aici, avem 1, ieșirea va fi pe 0. 1 pe A, ieșirea pe 0. Dacă ambele A și B pe 1,
X, ieșirea rămâne tot 0. Aceasta este poarta NOR, NOR Gate. Să trecem la următoarea poartă sau exclusiv. Este una dintre porțile mai speciale. În cazul acestei porți, unde avem simbolul cel de sus, când ambele intrări A și B sunt identice, atunci ieșirea va fi 0. Haideți să și simulăm. Intrarea este oprită, ieșirea la fel este oprită. LED-ul este sins. Dacă aprindem una dintre cele două intrări, să spunem B, ieșirea se aprinde, da? Avem 1 pe ieșire. Dacă aprindem doar A, ieșirea se aprinde. Dacă aprindem pe ambele, ieșirea se stinge. Și după cum ați observat, am folosit de această dată 4 tranzistoare NPN. Și ultima poartă, printre cele mai complicate, este poarta sau exclusiv negat. Este sau exclusiv, însă negat de această dată. Din câte se vede, simbolul este cel de sus, simbolul de la sau exclusiv, însă cu acel cerculeț în fața lui, pentru a arăta negația. Din tabelul de adevăr, dacă ambele intrări sunt identice, atunci ieșirea este 1 de această dată. Dacă una dintre cele două intrări este pe 1, atunci ieșirea este 0. Avem montajul de această dată unul mult mai complex, format din 5 tranzistoare NPN, să și îl alimentăm. Din câte se vede, intrările A și B sunt pe 0 și rezultă ieșirea pe 1. Dacă avem intrarea B pe 1, atunci ieșirea este pe 0. Dacă avem doar intrarea A pe 1 și intrarea B pe 0, atunci ieșirea este tot pe 0. Dacă ambele intrări sunt pe 1, atunci ieșirea e pe 1. Și aceasta a fost ultima poartă. Poarta sau exclusiv negat. Dacă v-a plăcut acest minunat episod, nu uitați, vă rog, de acel buton de like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja, iar aceste montaje, scheme, vor fi postate în descrierea acestui clip. Haideți să și recapitulăm. Poarta AND gate și OR gate sau poarta NU, NOT gate, NAND gate sau NU, NOR gate sau exclusiv XOR și XNOR gate sau exclusiv negat. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!